Salutare la toți și astăzi eu vin cu un nou vlog. De mult am vrut să lămuresc puțin bucătăria. De când ne-am mutat, adică am pus lucrurile așa cum am putut eu, pe unde am găsit loc. Am aranjat puțin dulapul acesta, vedeți? Era mult mai rău. Acolo sus am pus paiurile. Tot din plastic, tot ce avem din plastic am pus acolo sus, că nu le folosim zi de zi. Aici sunt tigăile la mine, șervețele am pus. Sub cuptor avem băutura. Am strâns niște sticle să dau la țară lui bunica, așa că aici o să fie gol. Noi nu servim des, adică aceste băuturi au vreo 3-4 ani, poate și mai mult. Acesta este o băutură grecească de pe insula Rodos, de unde am locuit noi. Aici așa arată insula. Mie îmi place în bucătărie să am băuturi. Vine cineva, putem să servim ceva. Noi numai decât să servim toată sticla, după cum observați. Băuturile astea, poate vreo 5-6 ori am servit oaspeții. Nu avem foarte multe, dar le avem că, mă rog, moldovanul trebuie să aibă și băutură și mâncare tot timpul. Nu știi cine vine. Aici mi-am aranjat tot pentru mașina de spălat vasele, burețele și... Da, iubire, ce s-a întâmplat? Au venit și copilașii de afară, i-au mâncat micul dejun și mami le promite după ce mănâncă micul dejun și mănâncă mâncărica toată, ce mâncăm? Înghețată! Uitați-vă ce s-au ștampilat copiii. Ariana, ce faci? Înghețată, ai să mănânci? Da. Da. Eu le dau foarte des înghețată vara. Noi și iarna mâncăm înghețată, dar nu așa des. Decât să mănânce dulciuri, adică ciocolate și multe altele. Noi am trecut la înghețată. Da, înghețata este diferită. Albastru. Nu le cumpăr. Albastră. Bubblegum aceasta înghețată este, da? Da, bubblegum și gustoasă. Gustoasă? Are gust de așa... De gumă. De mesticată, da, așa? Eu nu le iau de fiecare dată tot aceeași. Copiii mănâncă diferit înghețată, chiar și la bucată. Dar în ultimul timp le iau așa la kilogram diferite gusturi și ei le place toate gusturile. Ce gusturi vă place la înghețată? Vreți să vă ajut mama să vă pună mai mult? Lor le place singuriei. Eu când am fost mai micus, mi-e plăcea înghețată. Dar acum când ne-am dus la mall și am gustat pe... Bubblegum? Da? Nu. Mama s-a ales iaurt și mie mi-a plăcut mai mult iaurt. Ariana, dar ce s-a întâmplat, Alex? Hai tu explică ce s-a întâmplat cu fața voastră. Fața, mâinile voastre. Ce s-a întâmplat? Povestește. Noi, ieri, Ariana, mă desenaj și eu pie. Foarte greu, știți da. Că foarte greu șterge. Nu i-am observat ce au făcut. Alex a crezut că se spală. Eu nu știu de unde au găsit ștampilele astea, de undeva. Asta Ariana. Da, le-a găsit și Ariana este pe față. Ariana, ia uite la mami să arătăm fața. Ariana este mai tragic situația, ea și-a vopsit foarte tare fața. O să-i fac și cu demachiant, poate s-a luat mai bine, dar sper în câteva zile să se curețe. Cât copiii mănâncă înghețată, noi suntem singuri, tăticul nu-i. Eu mi-am lămurit aici puțin, aici e mașina de spălat. Am multe, multe dulciuri și vreau să le lămuresc. Aici la noi sunt mai mult am sarea, condimente diferite și vreau să mă uit prin ele care, așa, eu fac o revizie o dată în lună la toată bucătăria, la toate produsele să văd dacă nu sunt expirate, care lucruri am nevoie, de care nu am nevoie să le ridic sus. Aș vrea foarte mult la casa noastră nouă să-mi cumpăr bolurile de depozitare, să le cumpăr din sticlă. Aici am făină de diferite feluri, neagră, de ovăz, de hriș, de zahăr, crupe, încă care nu sunt aici, sunt și aici. Eu așa că am depozitez, nu știu dacă se vede foarte bine. Mie îmi place să le depozitez în boluri. Acesta l-am cumpărat de la Ikea. Sunt foarte mulțumită pentru spagheti. Eticheta nici n-am scos-o. Este bolul meu preferat pentru spagheti. Așa cum noi mâncăm mai des spagheti lungi. Aici am cap vreo 4-5 pachete. Este foarte mare. Aici este mai aranjat. Sunt bolurile, farfurielile mici. Aici am biscuiți.
nuci, susam, tot e ok. Aici o să mai văd, să mai bolurile mai mult și conurile de înghețată, altceva nu am. Aici am aranjat aseară, am pus toate chipsurile, răsărita, alunile, aici sunt cerealele copiilor, acolo în fund este matincă tostiera, nu mai țin minte ce am mai pus, cafeaua, apa, acesta l-am pus aici jos. Eu iubesc foarte mult să am lucrurile să fie toate depozitate în dulap. Adică ceea ce vedeți aici mie nu-mi place, dar nu am unde să le pun. Aici sunt ceaiurile și asta, uitați-vă, și se face treabă numai decât lămurite. Aici nu știu, aici mă ating că nu am nimic, până când cred că o să pun câte ceva. Acestea sunt paharele, astea nu trebuie lămurite, e ok. Azi roz și orange. Încet mânuța asta, de la mama punem. Vreau să mă lămuresc în geamul acesta. Asta mi-a luat. Da, da, da. Vreau să mă lămuresc în acest geam. Acestea sunt șervețelele de bucătărie curate. Trebuie să fac un loc într-un dulap de undeva aici să le pun. Sunt niște jucării, văd cât de-a copiilor. Și niște documente, acte, trebuie să mă uit în ele. Mi-am mai pus în plan să fac și, așa cum v-am spus, hainele care nu le purtăm. Să le pun deoparte și să le dau. Tati va mânca înghețată de iaurt cu cireșe. Tati, vine prințesa lui tati și îi servește. Ea îngustă. Așa seamănă cu înghețată de iaurt din Grecia. Hmm? Are ceva așa. Foarte ieftină și foarte bună. Am dat pe o caserolă de cei mari vreo 40 de lei. Unde ai îmblat? Am pus până acasă. Mm-hmm. Mai am de tras cabluri? Oi, eu de-am le văd cablurile astea în... Cabluri, da. Aici am pus campoțelul să fiarbă, n-am pus foarte mult apă. Eu iubesc mai mult fructe ca să dai mai mult gust. Aici m-am lămurit cu sultarele de jos. Iată așa le-am aranjat. Doar de sub pun hârtia. Aici, în sultarul cel mai mare. Așa. Frigiderul. Frigiderul eu îl curăț cu apă și oțet, nimic altceva. Așa arată frigiderul meu. Câte lucruri s-au aranjat și s-au pus la loc. Iată așa. Chifirul era deschis de multe sticluțe. Era de într-aceeași zi, așa că am turnat în una. Cutii. Aceasta este de mult deschisă și asta tot. Borșul că ocupa mult loc. O să-l încălzesc și o să-l mâncăm acuș. Și compotul o să-l pun la loc. Știu că o să mănânce borș. Borșul nu l-am făcut azi, dar este încă bun. Borșul se mănâncă și a 20, a 30, a 40, e foarte gustos. Da. Când eram mitel și îmi făcea bunica borș. Așa? Eu trăiam singur la mă cu legiu, dar îmi făcea o castrule mare și mâncam de o săptămână din ea. Acesta este un borș care, fără sfeclă roșie, nu roșu, dar cu legume, cu păstări de la bunica din grădină. Uh-huh. Foarte gustos. Și cu legume, doar cu legume. S-a încălzit bine? Poftă mare. Thank you. Eu aici, după cum ați văzut, m-am lămurit cu lavoarul. Am pus și lucrurile în mașină de spălat, vasele. Sultarul acesta l-am lămurit. Acesta tot. Acesta mare tot. Acesta era lămurit, adică nu trebuie aici nimic de făcut. Și mă apuc aici sus. Și pe urmă mă duc în... Iată, așa mi-am aranjat eu condimentele. Iată să vă arăt. Opa. Aici am pus origan. Aici tot origan cu sare, cu chimino din Grecia asta. Sare, roz.
piper, frunze de dafină, sare, acolo e tot pentru dulciuri, pentru gătit. Aici e schibărite, scobitor și vitamine. Și finisăm aici. Mergem aici o lecut să văd. Aici cred că nu o să fac nimic, că e în regulă. Aici vreau să mă uit puțin să le aranjez mai bine. Cu raftul ăsta am finisat. Am mai lămurit de aici. Aici am lăsat doar ceaiurile. Aici este un calendar al lui Alex. Nu-l iau de aici. Sarea, zahărul care îl folosim dimineață. Așa un fel de cleștuță, le zic eu. Miezul de nucă, cafeaua, am împins asta puțin mai încolo și am pus astea care nu le folosesc sus, care nu le folosesc des. Cenicuțul meu i-am pus oțet cu apă și îl pun să fiarbă. Și uitați-vă ce curat este înăuntru. Mereu la mine cenicuțul așa, îmi place să nu aibă calcar. Am mai lămurit prin casă, am dat cu aspiratorul și vreau să spăl acolo. Dar trebuie de hrănit copiii și acum, cum v-am spus, că am avut un fel de sos, de cărniță și am fiert niște spaghete. Și Alex, ați flămânzit? Da? Alex a vrut și puțin brânză deasupra. Poftă mare, eu o să mă duc și o să hrănesc și pe Ariana, i-am gătit, Ariana mănâncă fără brânză. Salutare la toți și astăzi suntem a doua zi. N-am mai finisat ieri curatul sus în haine, adică să le aranjez la loc, așa că sper astăzi să reușesc. Ieri am mai fost prin oraș după asta și n-am reușit. Era deja târziu. E deja 12. Noi am luat micul dejun, nu toți. Sergiu nu a luat micul dejun. Salata noastră Olivier pentru astăzi. M-am pornit să fac mâncare. Astăzi mâncăm varză. Nu-i borș. E un fel de felul 2. Pun cărniță de porc, dar majoritatea pun chiar costiță, să fie mai gras. Mie nu-mi place foarte gras mâncarea asta, pentru că și copiii o să mănânce. Așa că o să tai cărnița, o să curăț un ceapă, un morcov, ceapa o să undesc puțin cu cărnița, morcovul. Pe urmă pun varza. Varza o pun eu așa pe straturi. Nu mestec nimic, pun puțin tomat și pun capac. Condimentez deja cu ce am de condimentat, frunze de dafină, sare, piper și pe urmă îl las la foc încet. Ia ca cam așa varza mea se prepară. După cum vedeți, am pus-o, nu amestec deloc, nu amestec, doar când este gata și când o punem în farfurii, o mestecăm. La fund este ceapa și cărnița. Salut! Na, vrei să filmezi tu? Dă întâi salut și filmezi. Salut! Uitați-vă la Ariana, prințesă. Da! Poftim! Hai, du-și și filmează. Pe tati Alex. Aha, hai să-i filmezi pe tati și pe Alex ce fac? Da. Salut! 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 Cine-o colegi? A cui bucătăria aceasta? Așa, Ariana. A Ariana? Cine a făcut asta de jos? Ariana. Cam așa s-a primit varza mea înăbușită, așa se spune la noi, cu carne. Venit acum din oraș cu Sergiu și Sergiu s-a dus înapoi la casă să mai trag câteva cabluri. Deja e jumate la 5 și nu cred, nici azi fac hainele. Foarte cald la etajul 2 la noi, când pentru că e amiază și zilele astea sunt foarte călduroase. Mi-am pus și în salon condiționerul. O să pap, copiii sunt afară să joacă. Salutare la toți! Suntem a treia zi tot în vlogul acesta. V-am spus că trebuia să fac hainele sus, dar nici că acum n-ajung la hainele sus, nu știu. Sper să vă regăsiți și voi în filmulețul ăsta, mai ales gospodinile care pun plan să facă ceva și nu reușesc, adică tot timpul apare la mine câte ceva. Mâncare trebuie de făcut, dacă nu în fiecare zi, peste o zi, oricum trebuie de făcut mâncare. Aceasta, ori ți-o pui în plan, ori nu ți-o pui în plan, totdeauna trebuie să faci. Am să fac un brian și trebuie și ceapă, o să le dau tot la rolă. Întâi ardei cu vânăta, bustănei astăzi nu am și cred că și roșiile așa am să le tai și ceapa, nu o să nădușc nimic în tigaie ca să-mi fie mai ușor să
să le fac, o să le dau tot în rolă. Și pentru ca să aprind rolă, o să fac și un cake cu mere. Am niște mere care am adus de la țară. Iată că în felul acesta am pus eu tocănița mea. Am pus primul strat vânăta, pe urmă ardeii, ceapa și am măcinat totuși. Am dat-o prin blender roșia, sare, piper și puțin ulei am pus. Acoper cu folii de alumin și o dau în rolă. Încerc să fac și cake-ul. Am zis că o să-l fac cu mere, dar n-am destul mere. Astea care le-am strâns vreo două de la bunica. Am spun și câteva zarzări și aici niște piersici. O să încerc prima oară să mixez niște fructe. O să fie un cake de vară. Aici am 100 de grame de unt. Să fie la temperatura camerei. Punem 150 de grame de zahăr și tot asta zbatem. Așa, am mixat aici unt, 150 zahăr, am pus puțină esență de vanilie, puțină sare și am pus așa un pliculeț de praf de copt. Acum adaug 250 de grame de făină și amestec foarte atent. Iată așa o să amestec. După ce am amestecat făina, punem 100 ml de lapte și îl mixăm cu mixerul până se face așa o cremă pufoasă. Iată așa. O să pun aici, am tăiat măr, piersic și zarzări. O să amestec tot aceasta și o să pun pe o tavă. Tava o să o pun cu hârtie de copt și pe urmă vă voi arata cum decorez deasupra cake-ul. Nu este gata, aici Ariana puțin m-a ajutat, Ariana este dezbrăcată că e de la bazin și nu vă arăt. Hai, filmează-mă! Alice! Da, noi astăzi avem copii mulți în casă, da? Iando. Hai, du-te, șora! Fugă și aduce la mama camera înapoi, bine? Salut! Salut, Alice! Unde faci așa? Nu știu, poate la viceu. Nu, lasă-o la viceu, nu filmam, nu se poate. Ariana, la viceu nu filmam, Ariana. Salut! 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 Am pus deasupra scurțișoară, îmi place foarte mult cu scurțișoară. Practic, mâncarea mea este gata, am pus o tavă acolo. Aleoasă! Îmi dă în foc macaroanele, le-am pus niște macaroane. Să le fac cu brânză de oi, le place foarte mult copiilor să mănânce. Așa cum este și Nelu și Patricia, la noi se fac mai multe. Și Sergiu a spus că o să mănânce azi spagheti, tot cu brânză. Ei astăzi s-au scăldat în bazin că e foarte, foarte cald. Și am pus condiționerul puțin aici în salon, că fac și eu un rol și e foarte cald. Să se răcurească și apoi iar mărc în bazin. A ieșit și cake-ul meu, uitați-vă. Culoarea îmi place foarte mult, miroase foarte frumos toată casa și am tăiat așa o felie pentru voi să vă arăt. Cam așa arată. Acum și-o să-l gust. Ai, fierbinte. Trebuie să-l las să mai răcească, să întărească mai bine. E foarte gustos. Foarte gustos chiar. Nu este foarte, foarte dulce din cauza la mere. Merele erau așa mai acrișoare. Aromatul este de piersic, de mere, de scurțișoară. Puneți un like dacă v-a plăcut ce-am făcut eu aceste zile împreună cu voi. Vă spun, pa, pa!